aceasta în casa Domnului, ne bucurăm să fim la părtășie unii cu alții și ne bucurăm, cum a spus mai înainte, că Dumnezeu ne-a mântuit sufletele noastre. Asta este bucuria care nu trebuie să ne lipsească niciodată. Și zic Domnului, Domnul să ne odea în această dimineață. Celui care mi-a dat-o, Dumnezeu să-i odea, să o reverse în această dimineață. Mulțumim de primire, mulțumim de disponibilitate. Ne-ați copleșit cu aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sincer, nu sunt pregătit din subiectul care și din textul care s-a citit. Este un subiect foarte, foarte important, foarte complicat, că îl citim de zeci de ani și încă tot nu îl înțelegem. Predicăm atât de frumos și îngrijorările totuși le avem și le purtăm cu noi ca și o povară și nu vrem să scăpăm de ele. Dar aș vrea să citesc cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 8, cu versetul 22 și o să încerc să am câteva gânduri din acest pasaj pentru noi în această dimineață. Dacă vreți să deschideți Sfintele Scripturii împreună cu mine. Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, cu versetul 8, cu versetul 22. Studați. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi. Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se pare ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă. Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de sfârșit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Amin. Nu o să spun până aici cuvântul Domnului, că vreau să, cuvântul Domnului să continue. Am auzit pe cineva spunând până aici cuvântul Domnului. Nu. Vreau cuvântul Domnului să meargă de aici înainte și să vorbească Domnul. Vreau să ne vorbească Domnul în această dimineață. Dacă vă vorbesc eu sunt slab. Eu poate nici nu o să vă împlinesc dorința dumneavoastră de a asculta ceva frumos. Păstorul dumneavoastră predică frumos, aveți oameni care probabil vă predică extraordinar de frumos. Eu ce-aș vrea în această dimineață să vă vorbească Dumnezeu, să ne vorbească Dumnezeu. Și noi să stăm ca și Samuel și să spunem: vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și toată slava, toată cinstea să fie a Domnului. Amin? El merită toată slava. El este minunat, El este centrul, El este miezul în această dimineață. El trebuie să fie proslăvit, El trebuie să fie onorat, să fie înălțat, să fie glorificat. Nimeni altul. Noi nu suntem decât oameni vremelnici care venim, plecăm, peste câțiva ani o să fim amintire pe pământul acesta, dacă nu vine Domnul până atunci. Însă El a fost, este și va fi totdeauna. Slăvit să fie El. Și ce-mi place? Nici biserica, nici toată gândirea aceasta minunată n-a fost gândită de vreun om. A fost gândită de Dumnezeu. Suntem aici, biserica este instituția lui Dumnezeu, gândirea lui Dumnezeu. Este cel mai minunat lucru, este un lucru extraordinar. Dar vreau să ne uităm puțin la acest pasaj și aș vrea să observăm câteva lucruri, o să încerc să fiu și scurt. Au adus la Iisus pe acest orb și l-au rugat să se atingă de el. L-au adus așa cum aducem și noi bolnavi. Ei, Doamne, atinge. Avem rugăciunea aceasta, nu? Doamne, atinge-te Tu. Ce atingi Tu? Este minunat. Spune un cuvânt, Doamne. Venim de multe ori și spunem: Doamne, măcar un cuvânt dacă spui, totul se rezolvă. Și zic: Doamne, mărește-ne credința să fie așa. Dar la omul acesta n-a fost destul. I-au adus și l-au rugat să se atingă de el și au spus: uite, e orb, atinge-te de el. Omul acesta are un privilegiu extraordinar.
să stea față în față cu Mântuitorul, cu Dumnezeu în persoană pe pământ, cu Cel care rezolva orice lucru. Nimic nu era cu neputință la El. Și totuși stătea în fața Lui. Și problema omului acestuia era nerezolvată. Așa cum poate vii la biserică de mult timp și ți-a dus problema și frații vin la amvon și spun Domnul este prezent aici, că bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, doi sau trei dacă se unesc. Dumnezeu este acolo și eu cred aceasta și credem aceasta. Și totuși vii la biserică și stai și te uiți și asculți acest cuvânt și spui, Doamne, dacă ești în biserică, eu mă rog ție și problema mea este tot nerezolvată. Eu de păcatul meu tot nu scap, eu povara mea tot o port. Și atunci? Acest om stă față în față cu Dumnezeu și nu este rezolvată problema. Ba mai mult, Iisus îl ia de mână. Îl ia de mână. Păi asta e fantastic, frate. Stai așa. Acum a fost prezent aici. Suntem 100 și ceva, 200, 300 de oameni. 1000 de oameni. Nu mai ajung eu la el, nu știu. Prezența lui poate nu a rezolvat problema mea. Dar dacă mă ia Iisus de mână, problema mea 100% este rezolvată. Și noi ne rugăm ca și Petru de multe ori, Doamne, întinde-ți Tu, pune Tu mâna Ta, întinde-ți mâna să mă apuc de mâna Ta. Pentru omul acesta să meargă cu Iisus Hristos de mână, n-a fost de ajuns. Imaginați-vă ce priveliște, imaginați-vă ce onoare în același timp, să mergi tot satul cu Iisus Hristos de mână. Să umbli prin tot satul, să te vadă tot, să-și facă toți poze cu tine, că tu ești cu Iisus Hristos de mână. Oh, și câți nu mai suntem așa. Mână în mână cu Dumnezeu și avem o grămadă de probleme nerezolvate. Se uită oamenii la noi și spune, bă, ăla-i pocăit, mă? Ăla umblă cu Dumnezeu? Și zic, Domnul, să ne ajute să fim așa, să fim pocăiți și să umblăm cu Dumnezeu. Dar omul acesta a umblat mână-mână cu Dumnezeu. Prin sat, tot satul a dus Iisus și l-a scos afară. A avut privilegiul acesta. Și problema lui tot acolo a fost. Mai mult, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi. A trecut dincolo și vei spune, bun, a stat față în față, l-au adus în fața Mântuitorului. Nu s-a rezolvat problema. A mers cu Iisus Hristos de mână, nu s-a rezolvat problema. Dar acum, dacă Iisus se atinge de problema lui, sigur acum se rezolvă, acum totul este rezolvat. Pentru omul acesta, nici aceasta nu a fost de ajuns. Problema lui și acolo a rămas tot nerezolvată. Se pare foarte interesant modul în care omul acesta s-a vindecat. Foarte, foarte interesant. Dacă citim paginile Sfintelor Scripturi, în Evanghelie, vedem Iisus Hristos vindecat atât de simplu pe oameni. Ridică-te și umblă, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Oameni la care problemele le-au fost rezolvate, atât de simplu. Și totuși omul acesta a fost atât de complicat. Atât de complicat. Iisus a atins de ochii lui. Mai mult, i-a pus scuipat pe ochii lui. Scuipat din scuipatul Mântuitorului. I-a pus pe ochi. Ai spune voi, o încerca ceva extraordinar. Mântuitorul care poate totul, care e Dumnezeu. Și totul nu se rezolvă. Fiți atenți, după ce îi pune scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el. Și binecuvântare. Și a pus mâinile deasupra lui. Și l-a întrebat, vezi ceva? Fiți atenți ce vede. Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Acum, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Imaginați-vă niște copaci umblând în această dimineață, dacă n-ați adormit încă. Eu vă provoc, dacă dormiți, visați măcar, niște copaci umblând și vă treziți imediat.
Imaginați-vă ce a văzut omul acesta. Să vezi zita mai blocul că umblă. Nu? Ce faci? Păi extra, asta e prietenul meu. Mi-aduc aminte de istoria poporului Israel când ieșea Goliat și îl înjura pe Dumnezeu și blestema pe Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că toți dădeau fuga. Se ascundeau. Și era, cât era? 6 metri de atunci. Era o 3 metri. Era un pic cu băie. Dar să vezi plopul că umblă. Să vezi zita mai, nu știu, imaginați-vă dumneavoastră ce vă faci. Dar aș vrea să vedem două feluri de a privi oamenii ca niște copaci. Pentru că s-ar putea problema noastră să fie acolo. S-ar putea de multe ori să venim la biserică, să aducem problemele noastre, să ne ajute frații în rugăciune și problemele noastre să rămână pentru că noi ne uităm la oameni, ne uităm la cel de lângă noi și îl vedem ca un copac. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu iubești pe fratele tău, pe aproapele tău, care îl vezi, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu? Nu poți. Și zic, Doamne, umple-ne de dragoste ta în această dimineață. Amin. S-a uitat și a văzut ca niște copaci. În primul rând, atunci când vezi un om cât un copac, prima variantă este să te sperii. Să-ți fie frică. Păi, imaginați-vă un om cât un copac, ce mână are. Ce aspect poate să aibă la mărimea aceea. Dar, fraților, și noi ne uităm de multe ori la cel de lângă noi, la frați, la oameni, la lumea de din afară, ne uităm și vedem cât niște copaci de mari. Știți că circulă vorba aceasta? Nu fac asta, mă, nu faci așa. Că ce va zice lumea, nu? M-am uitat în bisericile noastre, dacă te ridici sau... Să te ridici, să ridici mâna sus și să cânti, să slăvești pe Dumnezeu. Cum să faci, măi, așa? Dar să uită tăți la tine. Toți stau frumos, toți stau liniștiți, toți stau educați, frumoși. Cum să te închini tu? Cum simți tu în inimă? Nici povești. Nu, trebuie să stai stâncă de piatră, așa e? Să mimezi numai că lauzi pe Dumnezeu. Că nu merită Domnul lauda, că n-a făcut Domnul multe pentru tine, că nu te-a binecuvântat Dumnezeu, că nu te-a mântuit Dumnezeu, așa e? Trebuie să stai să mimezi, că în cer așa fac, așa e și închinare în cer. Toți stau frumos acolo, nu cumva. Închinarea în cer este diferită și vă invit să ne închinăm așa cum se închină îngerii, ierovimii, serafimii, bătrânii în cer. Să lăudăm pe Domnul din toată inima, că merită toată slava, toată cinstea, toată onoarea, toată gloria. Adu-ți aminte cine erai și uită-te ce a făcut Dumnezeu din tine. Să ne uităm cine am fost. Ce puteam să fim? Dacă nu se îndura Dumnezeu de noi, unde eram? Dacă nu ne mântuia Dumnezeu sufletele, ce era de noi? Dumnezeu merită toată slava, toată cinstea. Nu te mai uita la cel de lângă tine, nu mai privi ca un copac, să nu-ți fie frică ce va zice lumea. Cineva spunea, apropo, pentru cei care v-ați tot gândit o viață întreagă, să nu faci lucrurile de grijă cu ce va zice lumea. Până la urmă, ce-a zis? Până la urmă, chiar, ce-a zis lumea? Frica de oameni, spunea înțeleptul Solomon, este o cursă. Este o cursă. În istoriile paginilor Sfintelor Scripturi, avem pe împăratul Saul, în 1 Împărați, capitolul 15, ne este relatat acest pasaj foarte interesant. Samuel vine la Saul și Saul era încurcat, nu împlinise cuvântul Domnului, nu executase lucrurile așa cum i-a spus Domnul să le facă. Și era într-o situație
foarte inconfortabilă. Vine Samuel, începe să-l mustre și îi spune, dar iubesc eu mai mult jertfele decât ascultarea. Erau cuvinte grele acolo. Ori Saul acum acasă se scoată și ce spune? Mi-a fost frică de popor. Mi-a fost frică de popor. Să nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Să nu te închini cum spune Sfânta Scriptură. Să nu îl lauzi pe Dumnezeu din toată inima. Să nu-i dai slavă și cinste din toată inima. Să nu împlinești poruncile lui Dumnezeu. Că ți-e frică. Cât suntem în această situație, în această dimineață? Cât? Păi bine, frate, mă duc așa la lucru, dar nu pot să mergi. Păi știi, noi suntem rafinați la lucru acolo. Întâlnești oameni și oameni, pierzi geabul, nu? Cum să mergi și să spui că tu crezi așa? Cum să mergi și să spui că tu ai principiul ăsta și de aici nu te mai plintești? Cum să mergi și să spui că tu ești pocăit? Cum să mergi și să spui că tu ești... Tu crezi așa cum s-a crezut acum 100 de ani? Păi tu ești... Tu n-ai o gândire, măi, să uită oamenii la tine, nu? Să fim sinceri, câți ne confruntăm cu problemele acestea? Nu mai poți, frate, să demonstrezi ca și înainte. Nu mai merge lucrurile așa. Dar eu vă spun în această dimineață, merge chiar așa. Și Dumnezeu să ne ajute să nu ne fie frică de oameni. Nu că noi dăm cu pumnii la toți și îi punem pe toți la pământ. Nu! Noi ne încredem în Dumnezeu. Noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Să nu ne fie frică de oameni. Să nu ne uităm. Este o cursă. Să ne fie frică de oameni. Și spunea Apostolul Pavel, cui datorați frica? Dați-i frica. Cui datorați birul? Dați birul. Dar lucrurile care le datorăm. Nu lucrurile care nu le datorăm. Există un alt mod de a te uita. De a te uita la oameni. Și se privește ca niște copaci. Sfânta Scriptură, atunci când ne vorbește despre, și noi citim aceasta la Revelion, mai mult la sfârșit de an, se citește acest pasaj, ne spune despre acel om care a sădit un copac, un pom, și n-a dus rod. Și ne spune că a venit și a căutat rod în el și n-a găsit și a spus, taie. Dar ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Un mod biblic, un mod normal, un mod cu care oamenii se uită la un copac, este să aibă vreun folos din el, nu? Dar asta nu mai merge când vine vorba de relația noastră unul cu altul. Când te uiți la fratele tău pe bancă și vezi ca și un copac și vezi numai cam ce folose ai mai putea să ai de la el, nu? Pacea Domnului. Dar cum aș mai putea obține un contract? Pacea Domnului, dar cum ar mai putea să mai înaintez, nu? De multe ori și noi suntem cu atâtea interese unul cu altul. Zâmbim din interes. Suntem amabili din interes. Ne uităm numai cu interes unul la altul. Ori cuvântul lui Domnului vine și spune și Pavel avea acest principiu extraordinar. Fiecare să caute folosul său, așa? Să-și umple buzunarul lui, să-și umple trasta lui și așa să meargă. Fiecare să vadă casa lui, de casa lui, tot și restul să stea afară, să înghețe de frig, să moară de foame, că așa spune Sfânta Scriptură. Așa este? Nu. Apostolul Pavel vine și spune fiecare să se uite nu la folosul său. Ce la folosul fratelui său. Wow, ce bine. Când te uiți la om ca și un copac, îl vezi folos. La pop, dacă te duci, nu te duci și îți faci poză cu un cireș care n-a mai făcut cireașe de 10 ani. Nu. Nu are niciun sens. Nu face niciun sens. Te duci acolo și când mergi, să obții ceva de la el. Ori noi suntem chemați să nu ne uităm la oameni în felul acesta. Să nu privim oamenii
ca niște copaci în modul acesta. Mai mult, Apostolul Pavel vine și spune, fiecare să-l vadă pe fratele său, începând cu cei de la Anvon, până la ultimul, fiecare să ne uităm la fratele nostru, mai presus. Se întâmplă asta, dar la Montreal toți sunt așa, Domnul să vă binecuvintează, să fim toți așa. Asta este un principiu extraordinar, dacă l-am urmărit, o, de câte probleme și necazuri am discutit. Deci primul a fost să nu ne uităm și să nu intrăm în cursa oamenilor, al doilea, să nu ne uităm la oameni ca la niște copaci să o ținem doar foloasă. Și Iisus se uită la acest om, vede că el vede oameni ca niște copaci, se uită, nu știu unde se uita el. Iisus îl pune din nou mâna pe el și mă rog, Domnule, dacă cineva ne-a confruntat cu aceste probleme până acum, mă rog ca Dumnezeu să pună din nou mâna pe noi și să ne spună aceleași cuvinte care a spus la omul acesta. Acum, uită-te țintă! Spune cuvântul Domnului în Evrei, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul, la mare, la preotul nostru care este în cer. Vă invit să ne uităm țintă. Spunea apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, alerg spre țintă, spre premiul alergării. Știți că dacă ne pierdem ținta, dacă ne pierdem premiul, dacă ne pierdem ținta înspre premiul alergării, putem să-i vedem pe frații noștri așa cum am amintit până acum? Dacă ne pierdem ținta că răsplata noastră este dincolo și zic Domnului să ne umple inimile și gândurile noastre, să privim așa, să așteptăm răsplata și împărăția celor care o să vină, nu pe pământul acesta. Că tot ce facem vom primi cununa nevestrejită din mâna Mântuitorului atunci când va veni pe norul slavei. Să ne uităm țintă la acest premiu. Să nu ne pierdem ținta. Când ne vom pierde ținta, vom avea cealaltă țintă. Ținta intereselor, ținta lucrurilor care ne aduc doar daune și nu folosă. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Și să ne ajute așa cum spunea David în Psalmul 73. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Când îți întorci privirile spre El, nu mai poți să fii orb. Că totul se luminează. Când ținta ta o ai asupra oamenilor, asupra fraților, eu vreau să fac ceva frate în biserică, dar nu pot de ăla, nu pot de ăla la oameni. Eu aș vrea să fac biserică, dar nu vezi, toți sunt aroganți. Eu aș vrea să fac, dar toți sunt slabi. Am vrea să facem ceva, dar hai că nu, niciodată oamenii nu sunt aceia care îi vrem noi. Relația noastră cu oamenii de multe ori poate fi foarte incomodă. Dar cât timp ne vom uita țintă la Mântuitorul? Cât timp ne vom uita țintă la Cel care ne-a pregătit premiul? Relația noastră cu oamenii se poate îmbunătăți și vom putea să iubim pe oameni. Spunea Mântuitorul, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea o biserică mare în Montreal, cu semne mari, veți avea fiecare peștele pe mașină. Nu? Cum să nu vrem? Asta încercăm. Dacă veți striga fiecare nouă, spune Iisus, dacă veți avea dragoste, un față de altul. Și parcă Apostolul Pavel vrea să continue acel pasaj și în 1 Corinteni, capitolul 13, vine și ne spune, noi ia uitați cam cum este dragostea. Nu se mână, nu caută folosul său. Și știți dumneavoastră acel pasaj minunat. Mă rog Domnului să ne ajute să împlinim cuvântul Lui, să fim ascultători și nu doar ascultătorii tuci, ci oameni care sunt împlinim. Domnul să ne ajute. Amin. Domnul să te binecuvânteze.